Și deodată a apărut nebunia asta. Wow, lumea chiar face baie. Prima dată când văd un pod așa în realitate. Sper acum să fie și comode. Bună seara! Ăsta este un moment destul de bizar să încep un vlog, pentru că este vineri și este aproape, nu știu, 9:30? Nu, 10 fără 20. Și noi ne-am suit în mașină să plecăm în căutarea aurorii boreale. Să nu ne credeți nebuni, dar în seara asta este o furtună solară puternică și Adi s-a uitat pe, cum îi zice, aplicația aia de auroră. Deja am văzut o grămadă de poze că este și în România, cum s-a întâmplat și anul trecut. Și stai că pornise muzica. Și la noi încă este lumină, dar mergem către un loc unde este mai întuneric, unde să nu fie poluare de asta de lumină artificială și sperăm că o putem vedea. Pentru că deja pe aplicația aia unele persoane au marcat cum că au văzut și din UK. Nu prea înțeleg cum, pentru că pe lumină, când e lumină, când e zi afară, nu prea se vede. Dar mă rog, mergem să încercăm, sperăm să o prindem, ar fi super tare să o vedem din Marea Britanie. Și da, pornim într-acolo, într-un loc întunecat, ca să o căutăm pe doamna Aurora. Sper, doamne, sper să reușim să o vedem. Am venit pe o poșune, se aude și un avion, e pe acolo, pe undeva, unde e, uite-l. E, cred că abia a decolat. Și tot, mă rog, pe la sol e destul de întuneric, vedeți, dar cerul este destul de luminat încă și aproape 10, a început să se mărească ziua foarte, foarte tare și așteptăm. Încolo e nordul, ai zis? Da. Așa, aparent încolo e nordul, în direcția în care filmez eu acum și așteptăm. Să sperăm că ni se arată și nouă, pentru că deja au început să apară foarte multe poze, mai ales din România, cu auroră roșie, superbă. Sunt curioasă, mă rog, în cazul în care ni se arată, ce culoare o să aibă aici. Dacă o să fie roșie, dacă o să fie verde, dacă o să fie ambele, nu știu. Dar uitați că încolo, nu, e deja mai întuneric. Hai să vedem. Acum, let the waiting game begin. Oulău, ce... Stai că... Mă atacase o vietate mare, o insectă, adică. Ziceam, let the waiting game begin, pentru că avem experiența a ceea ce s-a întâmplat în Norvegia și știți foarte bine că am stat acolo și am degerat, efectiv, ore în șir, până ni s-a arătat. Dar să sperăm că aici nu o să mai fie chiar atât de timidă. Apropo, e ora 10 și oricât de mult mă bucură pe mine extinderea asta a luminii pe parcursul zilei, în seara asta chiar mi-aș fi dorit să fie întuneric mai repede. Începe să apară timidă. Stăm deja de vreo o oră, cred. Nu e foarte puternică. Se observă cu ochiul liber, dar nu atât de tare, mai stă un pic, poate totuși se intensifică, să vedem. Deci, uitați, a făcut așa ca o aură de jur împrejur, se mai vede și încolo. Oh my god, și eu chiar îi ziceam lui Adi acum, zic, hai să mergem, că nu e foarte intensă și cred că asta o să fie maximul. Și deodată a apărut nebunia asta. Oh my god, oh my god! Vai, e superbă și așa cu roșu, doamne!
Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. Sunt Medusa cu părul ăsta. Mi-l bate vântul în toate direcțiile. Bună ziua! Am venit în plimbare astăzi, pentru că este vremea în continuare foarte frumoasă. De mâine, din ce am înțeles, o să vină ploi și furtuni. Dar momentan profităm de ziua asta. Și am zis să venim undeva la mare, așa că am venit în Weymouth, care este destul de departe de noi. Am făcut cam 3 ore și jumătate până aici. Uf, dar părul ăsta, vântul mai degrabă mă supără decât părul. Da, și numai ce am ajuns, este ora, cât este ceasul, este 12 și jumătate. Și am venit aici la o parcare care e destul de mare, dar e un pic mai departe de mă rog, buricul târgului de acolo, de plajă și ce mai au eu acolo, port. Dar nu mă deranjează, o să mergem pe jos, dar mai întâi o să vrem să mergem să mâncăm, pentru că eu nu am mâncat absolut nimic azi până la această oră și ar fi cazul să ne oprim să mâncăm, să ne luăm puterea. Vai, dar ce mă enervează vântul ăsta cu părul. Da, cred că așa o să mă chinui toată ziua. Bine că mi-am luat la mine și o gecuță pe deasupra, pentru că e un pic mai răcoare aici față de cum e la noi. Sunt vreo 18 grade și vântul ăsta e cam recișor, dar e ok, ne descurcăm. Să-mi iau și eu telefonul, să-mi iau gecuța din mașină și pornim. Wow, lumea chiar face baie. Nu pot să cred ce plină este plaja. Și sunt și mulți în apă, adică și copii. Așa, ca punct de reper, apare 12 grade. Ne-am așezat la un restaurant care se numește Rockfish și ne-am comandat câte un frito misto. Adică o adunătură așa de pește, de fructe de mare, a venit cu sos aioli și ne-am luat și o porție de cartofi prăjiți. Și acum aștept, i-am cerut niște maioneză și ketchup ca să fie pentru cartofi. Aștept să vină și aceea și ne apucăm să mâncăm. Arată foarte bine, am gustat deja și un cartof și sunt foarte buni. Am ieșit de la restaurant și fix aici peste drum am dat de un loc unde sunt sculpturi din nisip. Foarte frumoase și aici este și domnul care le face. Super interesant și au pus, văd, o plasă. Probabil să nu arunce lumea cu chestii, să le strice. Da, deci cum ziceam, am ieșit de la restaurant. Mâncarea a fost foarte bună, eu n-am putut să mănânc tot, dar super, super, super bună. Și referitor la cele sculpturi de nisip, era acolo un afiș care spunea că o particulă de nisip de pe această plajă este mai mică de jumătate din dimensiunea unei particule de nisip de pe oricare altă plajă, ceea ce îl face un nisip super fin și foarte bun de construit chestii din el. Și chiar se vede că, da, e ca o pudră. O să mergem și noi un pic pe plajă după aceea, dar momentan mergem spre port să vedem bărcuțele și iahturile. Și după aia ne întoarcem și pe plajă. Doamne, dar e și mai multă lume în apă, nu-mi vine să cred.
acolo sus pe pod s-a făcut coadă, pentru că oamenii așteaptă să se lase podul ăsta mobil ca să poată să treacă în partea cealaltă. Sunt curioasă dacă o să-l lase curând, ca să-l vedem și noi, că e prima dată când văd un pod așa în realitate. Ca să vă dați seama ce întinsură este aici. Aici sunt niște copii cărora apa le vine cam până pe la genunchi. Și malul este undeva încolo. Cam așa, adică presupun că acum este reflux. S-a mai retras apa și a scăzut foarte mult. Și de asta trebuie să mergi de nebunești până când să se ajungă apa, așa să zicem, până la brâu. Ne-am oprit la o înghețată, mi-am luat aici înghețată cu rom și stafide, deși nu prea văd stafidele, sper să fie totuși. Și asta că e un scoop, adică o cupă, mi se pare imens. Iar Adi aici a luat o înghețată de-asta la dozator și ne-am proptit pe terasa lor de pe plajă, la umbră. Mai stăm un pic, ne odihnim și ne gândim să plecăm din locul ăsta, să mergem într-o localitate lângă, să mai explorăm zona dacă tot am bătut drumul până aici. Cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Sper că mă puteți auzi de vânt. Noi am venit până la urmă în Portland, aici, pe un fel de insulă lângă, sau mă rog, acum e peninsulă fiind legată cu partea de uscat, aici la far. Și o să ne învârtim puțin pe aici să vedem ce e de văzut în afară de far. Și după aia cred că o să pornim ușor, ușor spre casă, că s-a făcut 4.
traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Nu erau prea multe de făcut acolo la far, am dat o tură. Ne-am uitat de jur împrejur și acum am zis să coborăm aici la portul orașului, să vedem dacă e ceva de făcut. Sincer, mie îmi pare mai mult o zonă industrială, nu știu dacă sunt prea multe de făcut, dar am zis să dăm o tură și aici și după aia o să pornim spre casă. Deocamdată văd multe bărci și inițial intrasem cu mașina până încoace, dar ne-am dat seama că nu are rost să mai intrăm și ne-am întors și am parcat undeva pe margine, dar am văzut ceva interesant, o parcare de șalupe supraetajată. O să vă arăt imediat când ajung. Despre asta vorbeam. Încă e interesant? Baby, I will show you how you can catch my vibe. And right away got so much time looping in the blurry. Am făcut o oprire la terasa asta de aici din port ca să bem câte ceva. Și după aceea pornim spre casă. Deja ceasul este, cât e? 5. Da. Deja e timpul, că v-am zis, până acasă facem 3 ore jumate, asta cu trafic ok. Sper să nu avem incidente pe drum, să dăm de blocaje sau știu eu, să ne cauzeze întârzieri. Că altfel ajungem la 12 noapte acasă. Ziua. Astăzi este luni și ieri nu am filmat deloc pentru că am primit de acasă o veste proastă, și anume că bunicul meu a decedat în seara dinspre sâmbătă spre duminică și de asta nu am putut să pun mâna pe cameră. Am filmat doar așa câteva cadre de prin curte, adică n-am putut să vorbesc. Deși cumva ne așteptam că ziua asta o să vină la un mai devreme sau mai târziu, pentru că era destul de în vârstă, era sărăcuțul și bolnav. Tot oricât de mult te-ai pregăti pentru, în propriu zis cât te-ai pregăti, dar cât te-ai aștepta să, ca cineva să moară, tot vestea te lovește așa ca un pumn în pântec. Și, mă rog, nu vreau să fac din vlogul ăsta ceva lacrimogen. Chiar aș vrea să, în onoarea lui, așa să zic, să vă povestesc despre prima amintire pe care, sau nu prima, prima care îmi vine în minte cu el. El, toată viața lui a fost dogar, ceea ce însemna că se ocupa cu reparația butoaielor de vin, cu fabricarea lor, cu, mă rog, știa tot ce era de știut despre butoaie și despre facerea vinului, în principiu. Și după ce a ieșit la pensie și s-a retras cu bunica mea la chilia veche, a început să repare butaie pentru oamenii din sat. Și când am crescut și eu și deja înțelegeam chestii de pe la 8, 9, 10 ani așa, am început să îl ajut. Făcea chestia asta doar pe timp de vară, adică cu reparația butoaielor, pentru că după aia în toamnă oamenii deja făceau vinul, puneau vinul în butoaie și așa mai departe. Deci era o chestie doar sezonieră și eu îl ajutam, așa cum spuneam, în fiecare vară. Bine, e mult spus ajutat, pentru că, practic, ceea ce făceam era să stau pe acolo prin jurul lui, să mă uit așa cu fascinație la ce face el cu butoaiele și mă mai ruga din când în când să-i mai dau câte o sculă, câte o ustensilă. Și
Așa, odată la câteva zile, îmi dădea câte 2-3 lei pe ascuns, chipurile să nu știe mamaia, probabil că mamaia știa, dar era cumva secretul nostru. Dădea așa câte 2-3 lei să mă duc să-mi cumpăr o înghețată. Asta e cea mai dragă amintire care îmi vine în minte și care s-a perpetuat așa de-a lungul anilor. Și Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sper că e mai bine acolo, acolo sus. În încheiere, lăsați că mă și bulbeni, nici mai știu ce v-am zic. Voiam să zic că în încheiere o să vă arăt ce mi-am luat de la Primark zilele trecute, pentru că n-am apucat să vă arăt. Și apoi vreau să încheiem. Am mers pentru că aveam nevoie de sandale, dar bineînțeles că am plecat cu o dita mai punga. Și hai să vă arăt. Mi-am luat în primul rând un prosop de plajă. E dintr-un material super, super fain. E dintr-un ăsta care se vede că absorbe și a fost doar 4 lire. Aveau pe toate culorile și ca dimensiune are 75 ori 150 de centimetri. Fă, dacă te scame, trebuie să-l bag la spălat. Ziceam că aveau pe toate culorile și, sincer, cred că o să merg să mai iau unul. Pentru că noi mai avem un singur prosop de baie pe care îl luasem din Mallorca acum 5 ani, când am fost prima dată în Mallorca. Și pe ăla îl luăm de obicei pe peste tot unde mergem la mare, dar am zis să luăm două care să fie așa și mai măricele și super ok. Și v-am zis, la 4 lire mi s-a părut super ok. Apoi mi-am luat așa un holder de ăsta pentru cotonetele de machiant. Îmi pare rău, mă bâlbâi foarte mult azi, am minte în toate părțile. Ia uite și cine a venit. Mi-a plăcut așa, că are un model holografic și era și la reducere, redus la 2 lire de la 4. Mi-am luat, bineînțeles, și sandale după ce mă și dusesem. Cum să vi-l arăt? Acestea sunt. Sper acum să fie și comode, pentru că eu le-am probat, talpa este moale, dar baretuțele astea, bine, se reglează și ele, o să încerc să le mai lărgesc un pic. Ideea e că eu am luat sandalele 39, eu port 40 de obicei, dar la sandale merg de obicei pe mărime mai mică, însă, v-am zis, parcă mi se părea că mă strâng un pic baretuțele, dar am zis hai să le iau și o să văd eu după aia, da, văd că se... Mai au o gaică aici cu care pot să măresc baretuțele. Poate aveam și eu picioarele umflate, nu știu. Astea au fost... Cât au fost? 9 lire. Super ok preț. Acum sper să și țină. Mi-am luat o curea dintre aceasta așa, care a fost 5 lire. Îmi trebuia o curea cu cataramă argintie, pentru că toate curelele mele au catarama aurie și când vreau să port bijuterii de argint sau când am, nu știu, haine cu feronerie argintie, nu se potrivesc cu nimic. Apoi am luat așa două seturi de astea de recipiente travel size. V-am zis că o să plecăm în vacanță. O să vă și zic acum unde mergem. Mergem în Mallorca. Asta ar fi a treia oară când mergem. Trebuia să fie a patra oară anul trecut, dar ni se anulase zborul și n-am mai ajuns. Așa că mai băgăm o fisa anul acesta. Mergem la început de iunie. Apoi mi-am luat două tricouri așa, dintr-un material foarte interesant. Deci, bine, nu sunt așa amândouă, sunt din același material amândouă, dar culoarea diferă. Prețul unui tricou a fost de 12 lire și are un material așa foarte greu, parcă mi se pare. Stați să vă zic din ce este făcut. Deci, 60% viscoză, 34% poliamidă. Și 6% elastan. Deci nu e din bumbac, dar se simte super, super bine și v-am zis, materialul parcă pică așa foarte, foarte fain. Și nu mai aveam niciun tricou alb mai de calitate și tot din, tot din același material și aceeași gamă. Am luat unul așa. Ăsta l-am luat parcă într-o mărime mai mare, dar l-am luat în L. Celălalt este în mărimea M. Cam așa. O să trebuiască să le bag la spălat. Apoi am luat un fond de ten care cred eu că se vrea un dupe pentru acela de la Charlotte Tilbury. Se numește Airbrush Foundation și eu l-am luat în nuanța Cool Beige, care sper din suflet să-mi fie bună, pentru că l-am testat doar pe mână și nu știu, mi se pare un pic cam galben. Dar, sincer, cam toate culorile de acolo, pe care adică am văzut doar 3 culori la raft și toate mi se păreau la fel de galbene. Aveau Ivory, care era, bine, ăla nu era chiar foarte galben, dar era foarte deschis la culoare. Și am zis să merg pe ăsta, e așa cu pompiță, ăsta a fost 6 lire. Nu mai știu, v-am zis prețurile la celelalte, sper că da, sper că am zis prețurile la toate. Apoi am luat așa un
balsam de buze care este foarte fain și super, super fin așa pe buze, tot roz, cum sunt eu cu rozurile. Ăsta nu mai știu, adică nu că nu mai știu, nu știu după ce ar trebui să fie dup. Că de obicei Primark-ul fac multe dupuri și este nuanța Bubblegum. Și are așa un miros de căpșunică. Ăsta parcă a fost 2,50 lire. Nu mai știu că avea ambalajul pe el și când am dat ambalajul jos s-a dus și scrisul. Dar e foarte fain, se simte foarte bine pe buze. Ai, mi-am luat și un parfumel, am uitat. Am luat așa un set de 2 bureței. Îmi plac foarte mult bureței de la Primark. 2 perechi de ochelari. Bureței sunt 1,50 lire. 2 perechi de ochelari. Ăștia au fost 5 lire. Cam așa mi-mi plac stilul ăsta, așa mari, pentru că am și o față mare. Și am mai luat încă o pereche tip aviator, care au fost doar 1 lire. Și se și simte asta, în cum se deschid piciorușele astea. Dar mi-au plăcut că au, cum îi zice, lentilele portocalii. Zice că sunt UV Protection categoria 2 și ăștia la fel, tot categoria 2. Na. I-am mai avut o pereche de ochelari ca ăștia de la Primark, doar că aveau lentilele roz și deși dădusem tot cam la fel, tot vreo 1 lire pe ei, m-au ținut mult și bine. Mi-am mai luat chestiuța asta de făcut baloane. Eram stat toată ziua și am făcut baloane în curte. Și v-am zis că mi-am mai luat un parfumel dintre acesta. De foarte mult timp nu mi-am mai luat un parfumel de la Primark. Se numește Wild Azalea. Cam așa. Și acum văd că zice pe el că este fructat, vanilat și floral. Combinația de toate. Zice așa. Un parfum cald și fructat cu o bază pudrată de patchouli, vanilie și boabe de tonka. Sharpened, cum s-ar traduce asta în română? Ascuțit. De niște note fresh de citrice. Pară și black currant, coacăze parcă erau. Sună interesant, aveau tester acolo la raft și l-am mirosit și mi s-a părut că mirosea chiar bine. Ia să vedem. Cam așa e. Hai mai, ia să vedem. O, da. Duce un pic înspre Hypnotic Poison de la Dior. Combinat parcă cu... Mă, dar ce face asta? Curge? Era mudă pe deget, dar nu știu. Ziceam că combinat parcă cu puțin Jean-Paul Gaultier, acela clasic, și cu ceva foarte verde și fresh. Miroase bine, miroase chiar interesant și am să-l am așa în geantă, pentru că nu strică. Și da, o să pun deocamdată toate cătrafusele înapoi în sacoșă. O să mă duc să le pun la spălat. Apropo, voiam să vă dau un nou pont pe care eu l-am conștientizat abia la ultima călătorie pe care am făcut-o în Madeira. Știți că în aeroport, dacă în bagajul de mână aveți lichide, vă dau ei niște punguțe dintre acelea care se sigilează, Ziploc bags, care de obicei sunt destul de mici și... Te cam chinui. Dacă ai mai multe lichide la tine, te cam chinui să îți încapă în punguța aceea. Dar, la un moment dat, când eram în aeroport la coadă la securitate, am văzut la o doamnă că își pusese lichidele încă de acasă într-o punguță de genul care venise cu tot așa, de la seturi de astea cu sticluțe travel size. Și atunci mi-a picat mie fisa că poți să vii tu de acasă cu o astfel de punguță atâta timp cât ea se sigilează, pentru că, vedeți, are ca un fermoar aici. Și am încercat treaba asta când am fost în Madeira. Vreau să zic că mi-au încăput mult mai multe lichide într-o chestie de asta, pentru că punguța pe care ți-o dau ei la aeroport, nu știu, e cam așa și așa, nu știu, foarte micuță. Și a mers. Deci dacă călătoriți vreodată și aveți nevoie de punguță de lichide, luați-vă cât un set de ăsta și folosiți punga cu care vin aceste recipiente. Da, gata, v-am lăsat și eu. Cam ăsta a fost vlogul nostru. A început într-o notă foarte pozitivă, dar s-a terminat într-o notă nu la fel de pozitivă. Dar asta este viața. Cum zicea și tata aseară, că cel mai sigur lucru în lumea asta e că nimeni dintre noi nu pleacă viu de pe ea. Așa că
Da, ăsta este cursul vieții, trebuie să-l acceptăm, chiar dacă doare, chiar dacă te ia pe nepregătite. Asta este, trebuie să îl acceptăm și să ne conformăm. Da. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și ne revedem în vlogul următor cu forțe mai proaspete, sper eu. V-am pupat, pa, pa!